Și până când Asociația de Protecție a Consumatorilor își pregătește un mic eveniment, nu este cuprins în campania pe care noi am desfășurat-o, dar pentru că și ei, de ziua consumatorului, în perioada de pandemie, au făcut un concurs cu elevii școlii Teodor Mureșanu, am fost rugat să le permitem să facă festivitatea de premiere aici. Elevii de la școala gimnazială au avut de desenat eticheta unei jucării, pe care o vedeți pe panou din dreapta mea, singurele premiate, excepție premiul întâi care a reprezentat municipiul Turda pe faza județeană. Elevii de liceu au susținut un test și un esel. Le mulțumim lor, mulțumim profesorilor și școlilor care s-au implicat. Am vrut să arătăm că și noi vrem să mergem mai departe. Dacă îmi dați voie, am să chem elevii pentru a le întâlna proiectul, în aplauzele dumneavoastră. Și să mi acolo toate sponsorii care ne-au ajutat, Salina Burda, Compania de Apă, Confederia Dana, Taca Ruf, Caribu. Elena, premiul întâi. Cojanul Damania. Cojanul Damania. Măriuță Alexia Leonica. Premiul 2. Bucur Sorana Maria, premiul 2. Da. Todiraș Mihaela, premiul 3. Iacenco Raisa, premiul 3. Florescu Ainoa Maria, premiul 3. Găzdar Paul, mențiune. Moldovan Ioana Alina, mențiune. Duș Maria, mențiune. Avem și o mențiune specială pentru Rusu Maria. Elevii de la Colegiul de Cultura. Udrea Manuela Lorena, premiul 1. Nicoara Cristina Roxana, premiul 1. Boca Diana Mădălina, premiul 1. Jurja Andrada Natalia, premiul 2. Și Balo Gabriel Emanuel, premiul 3. Mulțumim elevilor, mulțumim școlilor participante, Colegiul Tehnic Turda și Școala Teodor Mureșanu.